Am găsit, Hristos a înviat. Scopul principal al conferinței noastre de presă de astăzi, conferința ținută în Parlamentul României, este acela de a anunța participarea AUR la alegerile parlamentare din 11 iulie de la Chișinău. Suntem cu aceeași siglă și cu aceeași denumire, începând de săptămâna trecută, înregistrați oficial în Registrul Partidelor Politice de la Chișinău. Este pentru prima oară în istoria celor două state de pe ambele maluri ale Prutului, când un partid există pe ambele maluri ale Prutului și vrem să avem parlamentari AUR, parlamentari unioniști, în ambele parlamente, de aceea candidăm. Înainte de a intra în subiectul principal al conferinței de presă, vreau să fac două anunțuri pentru doi miniștri. Unul, ministrul mediului, domnul Tanțoș Barna, care până acum n-a reacționat la o crimă împotriva faunei din România și împotriva demnității noastre naționale. Un prinț din Austria, Liechtenstein, a venit și a omorât cel mai mare mamifer, cel mai mare urs care viețuia în județul Covasna. A plătit 7.000 de euro pentru acest lucru. Nu este posibil să fim bătaia de joc a Europei. Nu este posibil ca domnul Tanțoș Barna, a cărui relații și afinitate pentru județele Covasna și Harghita le cunoaștem, să nu reacționeze. Nu suntem bătaia de joc a Europei, de aceea cerem instituțiilor europene să reacționeze, cerem instituțiilor de cercetare penală din România să deschidă dosar penal împotriva acestui așa zis prinț, și reamintesc tuturor că nu suntem groapa de gunoi a nimănui, pentru că așa se interpretează. Se aduc tone de gunoaie și se deversează în munții noștri, vin unii și alții și plătesc pentru copii, pentru a omorâ animale și pentru fel de fel de lucruri pe care n-ar putea să le facă în țara lor. Un al doilea subiect este legat de ministrul educației, care ne-a promis la începutul anului că se va lupta pentru redeschiderea școlilor. AUR vrea educație în școli, educație față în față. Sunt sacrificați mult prea mulți copii din zonele rurale și nu numai. Și redeschiderea școlilor trebuie să fie un subiect. La fel, campania de vaccinare nu trebuie să condiționeze pe nimeni și nu trebuie să oblige pe nimeni. Am primit multe alerte de studenți care nu sunt primiți în examene, de exemplu la UMF Iași, dacă nu sunt vaccinați. La fel se condiționează locurile din cămine de prezența vaccinului. Nu este posibil așa ceva, este o obligativitate fățișă care ni s-a promis că nu se va introduce. Dau cuvântul colegului Claudiu Târziu. Vedem că și ministrul Câmpeanu, din păcate, a luat-o pe aceeași direcție cu premierul României și cu alți membri ai guvernului, o direcție care trădează o tendință autoritară a acestei puteri, chiar totalitară, aș putea spune. Au tot mai multe inițiative de restrângere a libertăților și a drepturilor românilor, în răspăr cu legile naționale și internaționale la care suntem parte. Ceea ce propune astăzi domnul ministru Câmpeanu este pur și simplu o viziune nazistă, aceea de a diferenția și de a discrimina studenții care nu acceptă să se vaccineze
cu un ser despre care nu se știe dacă face bine sau rău. Atitudinea domniei sale vine în continuarea unei atitudini constante a acestei puteri de peste un an de zile încoace, și anume una de a limita libertățile, așa cum spuneam, și de a închide gura oricărei opoziții. Nu suntem de acord cu o astfel de atitudine, o respingem categoric. Îl avertizăm pe domnul ministru, despre care credeam că este dintr-o altă stofă, că ne vom opune vehement unor astfel de măsuri, cum ne opunem deja și celorlalte măsuri dictate în mod abuziv de către guvernul nostru. Vom lucra la un proiect de lege care să pedepsească orice discriminare făcută pe motive medicale și prin aceasta, desigur, să elimine posibilitatea unor discriminări pe motive medicale. Ne vom opune categoric pașaportului de vaccinare și oricăror alte forme de condiționare a accesului și a călătoriilor. De asemenea, aș vrea să vă mai informez asupra unui eveniment care a avut loc ieri în Senatul României și care are cumva legătură cu subiectul general, pentru că este legat de abuzul care s-a petrecut la, nu de mult, la Spitalul Foișor, abuz prin care mai mulți bolnavi au fost scoși în miez de noapte, așa cum știți, și transportați fie în alte spitale, fie la domiciliile lor, deși nu erau încă vindecați. Noi am făcut de atunci plângere penală împotriva ministrului de la vremea respectivă al Sănătății, Vlad Voiculescu, și la adresa domnului secretar de stat Raed Arafat, și am solicitat constituirea unei comisii de anchetă pentru a descoperi toți responsabilii, o comisie de anchetă parlamentară. După lupte intense duse și în biroul permanent și în plenul Senatului, ieri această inițiativă noastră a fost respinsă cu doar 2 voturi în plus. Remarcăm totuși că am spart unitatea de monolit a puterii, măcar cu acest sensibil subiect. Se vede că mai sunt și în cercurile puterii oameni care se gândesc cât de cât și la români, deși nu un număr suficient ca să facă o masă critică și să putem lua deciziile cele mai bune în legislativul țării. Acum intrăm în ordinea de zi a conferinței noastre de presă. AUR candidează pe 11 iulie la Chișinău și își asumă implicarea politică în ambele state românești. Scopul cel mai important pentru care AUR există este unitatea neamului românesc de pe ambele maluri ale Prutului. De aceea ne implicăm politic și în stânga și în dreapta Prutului. De aceea, apelul nostru pentru alegerile din 11 iulie este de a crea o forță românească și o singură listă națională care să intre în Parlamentul de la Chișinău. Pe lângă componenta doamnei președinte Maia Sandu, este nevoie și de o forță românească și întindem mâna către toate organizațiile, persoanele, personalitățile, către toți românii din Basarabia să se alăture AUR și să facem un front comun. Este o șansă unică de a fi prezenți pe ambele maluri ale Prutului. În spatele meu, pentru prima oară în istorie, avem 6 parlamentari basarabeni în Parlamentul României. Pe modelul dublei alegeri
a lui Alexandru Ioan Cuza, putem avea pentru prima oară parlamentari în ambele parlamente din partea Alianței pentru Unirea Românilor. Întindem mâna către toți românii din Basarabia pentru această listă națională comună. Lângă mine este președintele AUR, Republica Moldova, Vlad Bilețchi, căruia îi dau cuvântul, după care o să-i dau cuvântul domnului deputat pentru românii din afara granițelor, domnul profesor de la Chișinău, de la Liceul Gheorghe Asachi, domnul Boris Volosatăi, care vorbește în numele deputaților și senatorilor din Republica Moldova, care sunt astăzi parlamentari în Parlamentul României. Doamne ajută! Bună ziua, fraților! Cuvintele pe care urmează să vi le adresez nu sunt învățate pe de rost, nu sunt pregătite și sunt exact ceea ce gândesc și exact ceea ce simt. Noi suntem moldoveni din Republica Moldova, parte integrantă a poporului român, contrar, cum spun, imperiile care ne-au divizat și au încercat să creeze din moldoveni o națiune distinctă, vrăjmașă, diferită românilor. În pofida tuturor greutăților și ororilor la care a fost supusă această parte a țării, pentru că Basarabia este parte a țării, iar țara a fost nevoită să-și taie un deget pentru ca să-și poată salva mâna în urma pactului criminal Ribbentrop și Molotov, noi am reușit să ne păstrăm identitatea, am reușit să ne păstrăm credința, am reușit să ne păstrăm unitatea de familie. De asta, în momentul în care am văzut că în România renaște acest curent patriotic, renaște acest curent național, identitar, reprezentat de o singură forță, Alianța pentru Unirea Românilor, care și-a asumat un rol foarte complicat, un rol foarte criticat, luat în baionete, dar un rol istoric, care va intra în manualele de istorie, spre deosebire de alte forțe politice care se vor perinda și se vor pierde în luptele intestinale pentru putere și influență de la București. Alianța pentru Unirea Românilor este acea forță politică care a făcut și face să rezoneze inimile și sentimentele noastre naționale, militând pentru pilonii de bază care formează identitatea românească, familia, credința, națiunea, libertatea. Fiind ferm convinși că unica șansă a Basarabiei, indiferent ce vă vor spune, și aici mă adresez simultan și dumneavoastră, fraților din România, și fraților mei din Basarabia, care vor urmări această conferință de presă și se vor întreba ce a spus un basarabian de-al nostru când a ajuns în Parlamentul de la București. Și spun că suntem frați și spun că nu există, nu poate exista nicio altă perspectivă, niciun viitor pentru Basarabia, decât împreună și unită, reîntregită cu România. Cei care își imaginează și încearcă să alimenteze chimere și iluzii a unei perspective de integrare europeană a Republicii Moldova separată, distinctă, divizată de România, sunt niște utopii. Consultați toate politicile europene publice și veți vedea că Republica Moldova face parte din parteneriatul de vecinătate, nu de integrare, nu de aderare, nici măcar de potențial candidat. Și cei care promovează aceste mesaje, atât la Chișinău, cât și la București, nu sunt sinceri, nu doar cu oamenii cărora le spun acest lucru, dar nici cu sine însăși, pentru că ei știu că nu există nicio perspectivă pentru Basarabia decât să fie românească. Noi ne asumăm ferm și clar, nu mesaje populiste, nu mesaje care dau bine, dar mesajele care promovează adevărul istoric și național, dar mesajele care vor dăinui în istorie pentru că ele sunt adevărul. Basarabia a fost, este și va fi românească. Pentru că acest lucru să se întâmple, este nevoie ca pe ambele maluri de Prut să existe o forță politică care să transpună acest sentiment într-o capacitate, într-un
instrument politic de reprezentare în Parlamentul de la București și de la Chișinău. Acest instrument politic a lipsit cu desăvârșire la Chișinău, dar iată că în ceasul al 12-lea, urmând exemplul, flamura, energia, sinergia creată de Alianța pentru Unirea Românilor de la București, din România, noi putem să reproducem, noi putem să multiplicăm această emoție, acest crez, această putere. Românii din România au început să creadă. Românii din Basarabia au fost forțați să nu creadă. Le-a fost impusă o altă limbă. Au fost deportați. Au fost impuși la teroare și foamete până în clipa în care o bună parte a lor au început să cedeze. Sunt frații mei. Sunt frații dumneavoastră. Dar atunci când au văzut expectativa, forța, succesul Alianței pentru Unirea Românilor, au început să creadă. Și eu cred că împreună vom reuși. Alianța pentru Unirea Românilor nu recunoaște hotarul de la Prut. Alianța pentru Unirea Românilor din această clipă nu are hotar pe Prut și există sub forma două partide identice, frate, soră, pe cele două maluri de Prut. Și vom reuși să ajungem în cele două parlamente și vom reuși să înfăptuim reîntregirea neamului românesc. Domnul Boris Volosatăi, deputat în Parlamentul României, originar din Republica Moldova, prim vicepreședinte al Partidului AUR, Republica Moldova. Suntem într-un ceas istoric. Emoțiile mă prevalează într-o a spune exact ceea ce vreau să spun în aceste clipe. Este scris în această declarație din numele celor 6 basarabeni care am fost aleși în Parlamentul României la 6 decembrie 2020. Partidul Alianța pentru Unirea Românilor AUR din Republica Moldova este o forță politică distinctă, constituită recent, orientată către viitor și care nu face parte de niciun aranjament politic. Partidul pledează pentru afirmarea caracterului identitar românesc al Republicii Moldova și construirea unui destin politic împreună cu patria istorică și etnică România. Alianța pentru Unirea Românilor din Republica Moldova este partidul omolog al Alianței pentru Unirea Românilor din România, care reprezintă interesele românilor de la Răsărit de Prut, prin cei 6 deputați și senatori basarabeni aleși în decembrie 2020 în Parlamentul de la București. Alegerile parlamentare anticipate prezintă o oportunitate uriașă de consolidare a identității românești, a societății din Republica Moldova. Pentru atingerea acestui obiectiv național, AUR salută orice inițiativă de consolidare politică a segmentului electoral românesc și cheamă la unificarea tuturor forțelor politice românești de Republica Moldova pentru a se prezenta cu o singură listă de candidați la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021. AUR condamnă cu toată tăria orice tentativ de scindare a frontului unic electoral românesc la apropiatele alegeri. AUR va participa la alegerile parlamentare anticipate doar în cadrul unui proiect electoral românesc consolidat, demonstrând astfel deplina sa disponibilitate de a orienta interesele de partid către triumful cauzei românești în Republica Moldova. Vă mulțumesc! Ieșind în întâmpinarea unor întrebări care se impun și pe care le bănuiesc deja, aș vrea să spun câteva lucruri și sintetizând discursurile frumoase ale colegilor noștri de aici și de dincolo de Prut. Întâi de toate, AUR în Republica Moldova nu este un alt partid care joacă o carte a unionismului. Este partidul care și-a propus să unească toate forțele unioniste, toate grupurile politice unioniste,
se transformă, așa cum a făcut-o și dincoace de Prut, într-o platformă a celor care mai cred în România și în valorile pe care le mărturisim și care se află pe standardul partidului nostru. Adică familie, credință, națiune și libertate. 2. Vom face toate eforturile care depind de noi pentru a desăvârși această unitate a frontului unionist în Republica Moldova, înțelegând că numai prin această unitate putem să ne atingem obiectivele electorale și idealul național pe care ni le-am fixat. Nu există niciun temei pentru a încuraja fărâmințarea frontului unionist. Toți cei care gândesc și cred românește, toți cei care sunt într-adevăr unioniști, sunt chemați să intre în acest proiect, care e mai mult decât un proiect politic, este o viziune și un ideal, așa cum am spus. Deci, noi întindem o mână, facem orice depinde de noi pentru desăvârșirea acestei unități și sperăm să fim bineînțeleși și să primim răspunsul cuvenit pentru a ne atinge obiectivul nostru electoral. 3. Așa cum a spus și fratele Vlad, Basarabia nu are nicio șansă dacă va continua să evolueze într-o presupusă independență și autonomie, care, așa cum știm, este doar presupusă. Nu are nicio șansă de a căpăta un nivel de trai mai bun, de a ajunge să beneficieze de toate facilitățile lumii pe care o considerăm de civilizație occidentală, nicio altă șansă decât prin unirea cu România. Astăzi noi facem un prim pas spre acest ideal, un pas important spre care n-au năzuit, din păcate, nici unii dintre politicienii care s-au perindat pe la putere în ultimii 31 de ani la București. Vă mulțumesc! Este pentru prima oară când avem același partid pe ambele maluri ale Prutului. Cum Aur a intrat în Parlamentul României, va intra și în Parlamentul Republicii Moldova, iar perspectiva anilor 2024-2025, când vom fi la guvernare pe ambele maluri ale Prutului, ne va aduce bine meritata unificare, scopul pentru care Aur este creat. Așa să ne ajute Dumnezeu. Bun. Întrebări? Bun. Certificatul verde ajunge astăzi să fie discutat în Parlament. În momentul de față este la Senat, la Comisia pentru Drepturile Omului. Voiam să vă întreb ce vor face parlamentarii AUR și dacă încercați să negociați și cu parlamentarii de la alte formațiuni politice, astfel încât, nu știu, acest proiect să nu treacă de legislativ, așa cum de altfel vă doriți. Nu va trece de legislativ cât suntem noi aici. Nu aveți majoritate, de aceea vă întreb dacă aveți discuții în acest sens. Noi nu purtăm negocieri pe lucrurile care sunt evidente și care țin de interesul național. Nu avem ce să negociem. Așa cum nu negociem când vine o inițiativă legislativă de la putere și pe care o considerăm bună și o votăm fără niciun fel de condiții, așa cum nu negociem când vine o inițiativă bună din partea PSD și pe care o considerăm favorabilă românilor și o votăm fără niciun fel de condiții, așa ne așteptăm ca și obiecțiile noastre de bun simț care vizează apărarea drepturilor și libertăților românilor să găsească un ecou în mințile și în inimile colegilor noștri de unde se vor afla ei. N-avem ce să negociem aici. Noi punem argumentele pe masă și mai ales atenționăm că
poporul înțelege ce se petrece aici și că nu poate fi la nesfârșit amăgit, înfricoșat, dus cu vorba și cu zăhărelul. Și că va veni vremea scadenței. Până atunci, cu mijloacele noastre, în limitele ponderii parlamentare pe care o deținem, noi acționăm cu toate forțele de care dispunem, în sensul celor pe care le-am declarat deja. Respingem categoric orice fel de condiționare a călătoriilor, a accesului într-un spațiu public, fie el restaurant, spațiu de spectacol sau orice altceva. Respingem ideea de a fi discriminați pe motive medicale. Și nu numai că o respingem, cum am spus, lucrăm la un proiect de lege pe care sperăm să-l putem trece prin Parlament, prin care să interzicem orice discriminare pe temei medical, discriminare care, dacă este înfăptuită, să fie aspru pedepsită. Bun, în condițiile de față ați susține eventuale proteste pentru următoarea perioadă? S-au încercat să mobilizați din nou oamenii să iasă în stradă și să-și spună punctul de vedere în condițiile în care este în asentiment cu al dumneavoastră? Cu excepția unor proteste pe care le-am anunțat și ni le-am asumat și despre care toată lumea știe, noi nu am organizat proteste, dar am participat și am explicat de ce participăm. Pentru a ne asigura că se desfășoară în bună regulă, că forțele de ordine nu comit abuzuri, că drepturile și libertățile sunt reprezentate și apărate așa cum se cuvine, am fost deopotrivă și solidari cu cei care au ieșit și purtătorii unui mesaj din partea grupurilor noastre parlamentare că suntem în alianță cu cei care ne-au votat în continuare. Noi nu facem alianțe doar la momente electorale, noi suntem în permanență alianță cu poporul care ne-a votat, cu electoratul nostru, care devine din ce în ce mai larg, după cum bine știți. Și încă o chestiune. Noi suntem singurii care ne opunem deschis existenței unui certificat, unui pașaport de vaccinare. Atragem atenția tuturor partidelor și tuturor parlamentarilor nominal, dacă vor vota pentru o asemenea îngrădire a libertății de circulație, vor fi prezentați publicului. Românii, într-o majoritate, nu își doresc restricționarea libertăților și condiționare legată de situația sanitară, după un an și jumătate de chinuri. Bun, și voiam să vă mai întreb și care este orizontul de timp pe care vi-l asumați, atât pentru AUR România, cât și pentru AUR Moldova, pentru a ajunge la acel deziderat unirea celor două țări, pentru că în mai multe conferințe publice prezentați acest scenariu. În următorii ani, acesta este scopul nostru politic pe ambele maluri ale Prutului, dar totodată vom exista politic și în Italia, și în Spania, și în Marea Britanie, și oriunde trăiesc români, în următorii ani. Câți ani? În funcție de conjunctura internă, dar mai ales internațională. Bun, care ar fi următoarea țară? O secundă, să vă dau un termen. 2024, dacă sunteți de acord, când sperăm să facem majoritatea și în Parlamentul de la București și în Parlamentul de la Chișinău, este posibil să fie anul reunificării. Bun, deci vă asumați că până în 2024 cele două țări vor fi una singură. Condițiile precizate, dacă vom ajunge majoritari în ambele parlamente. Ați vorbit despre un proiect de lege care să interzică discriminarea cu pedepse dure. Puteți să detaliați puțin în ce constau aceste pedepse, despre ce este vorba? Am spus că proiectul este în lucru, deci nu vă pot comunica detalii, dar fiți convinși că la următoarea conferință de presă vom fi pregătiți să vă oferim toate detaliile necesare pentru a le comunica publicului dumneavoastră și pentru a le comunica, nu-i așa, și electoratului nostru, de susținerea căruia avem nevoie în continuare pentru ce vrem să facem în Parlament. Suntem împotriva oricărei forme de discriminare pe bază de rasă, de etnie, de religie, și discriminarea pe considerente medicale este o discriminare și vedem practicată astfel această discriminare pe scară largă în momentul ăsta, mai ales din partea inițiativelor guvernamentale.
în spațiul public trebuie tras un semnal de alarmă și noi vom fi avertizorii cu privire la această discriminare. Să sperăm că nu vom fi interziși, așa cum și-a propus domnul Câțu. Vă mulțumesc. Dacă nu mai sunt întrebări, mulțumim mult. O zi bună, doamne. Este propus să aibă mai multe întrebări despre Basarabia.